Începutul anului viitor. O a doua lege care a fost discutată astăzi la Curtea Constituțională și care se referă la renunțarea la câteva taxe, dintre care taxa radio și taxa TV, a fost declarată constituțională. Eu voi trimite această lege înapoi în Parlament. Nu cred că este bine să se renunțe fără o discuție aprofundată, așezată, calmă, la taxa radio și taxa TV. Din acest motiv, trimit legea înapoi. Dacă noul Parlament va discuta această chestiune și va lua o decizie fie de renunțare la taxă, fie de păstrare a taxei, atunci, sigur, îmi va trimite legea în forma în care se va considera atunci și o voi promulga atunci.